începem de dimineața astăzi, dar nu mega, mega dimineața, nu de la 4, nu de la 3, ci de la 7, acum la mine, urmând să plec de acasă, imediat ce vorbesc cu voi, fac introducerea, vă arăt outfit-ul. Într-o oră aproximativ ar trebui să fiu la aeroport să-mi las bagajul de cală, pentru că voi pleca prima dată înspre Istanbul, unde am escală, iar apoi către destinația finală, cea pe care o vedeți declarată și în titlu, San Francisco! V-am anunțat călătoria asta de când eram încă în New York, când făceam încheierea pentru cel de-al doilea clip, cred că v-am vorbit și în ghidul pe care l-am făcut pentru New York. Dacă s-au coordonat planetele și s-au așezat lucrurile bine, știți deja despre ceea ce este vorba. Dacă nu, ca să știți, mă duc înspre San Francisco cu Samsung prima dată când ajung acolo și sunt entuziasmată până peste cap. Vă dați seama că e o chestie cu totul nouă pentru mine. Am înțeles că e primăvară la oamenii acolo, mi-au spus niște fete care locuiesc în San Francisco. M-am bucurat super mult când am văzut că am urmăritoare și de atât de departe și ar trebui să fie fain și frumos alături de un grup de oameni pe care habar n-am, de ei nu-i cunosc, nu știu nimic, dar ar trebui să fie mișto. Se va lansa un nou telefon și la momentul la care voi ajunge acolo, vă voi prezenta eu toate detaliile, că la momentul ăsta nu le am nici eu. Am zis însă să vă dau bună dimineața, iar acum că am făcut această introducere și că încerc să-mi fac curaj, având în vedere că va fi cel mai lung zbor din toată istoria mea zboriturcească, va dura 15 ore toată călătoria asta, deci ceva probabil superb și m-am înarmat, așa, mi-am luat laptopul la mine, am câte ceva de lucru, mi-am luat și o carte, să sperăm că o să reușesc să fac să treacă timpul mai repede, dar acum că mi-am făcut curaj, hai la oglindă să vă arăt outfit-ul pe de-ntregul, că nu știu când o să mai am ocazia și probabil că ne auzim direct de acolo. Nu știu, să vă zic. Hai să vedeți întâi. În felul ăsta mă prezint în fața voastră, într-un outfit foarte confortabil și călduros, zic eu. Am pe mine o pereche de pantaloni de la H&M pe care îi găsiți momentan, dacă vă interesează, sunt magazine. Un pulover Liu Jo, ciorapi pe dedesubt, multe, multe straturi. Ghetuțele astea de la H&M pe care le-ați văzut de ani de zile că sunt mega confortabile și cred că merg acum. O șapcălie pe cap care este luată din SH. Ceasul meu Michael Kors și pe deasupra haina asta de la astăzi pe care ați văzut în penultimul meu haul de fapt și rucsacelul ăsta negru pentru că ăla roz nu merge la absolut nimic din ce mi-am luat la mine. Dar oricum, am bagajul de cală, am bagajul de mână, individul deja s-a dus cu ele înainte, am rămas doar eu aici în cameră cât să vă prezint ce și cum, în voie, în pace și în tihnă. Iar acum că am făcut asta, am adus meu cafea din frigider, că mi-am lăsat o cafea acolo, mi-am cumpărat-o de ieri și plec spre mașină, iar apoi aeroport. Drink a little water, feel a little better. You do what you gotta, babe. Bring life into your muscles, instinct for the living man. However, there is one thing you're all forgetting. This morning will turn to night, and when you're dreaming, you will be seeing a little demon dancing around. Baby, there is only one way, and that's the slow decay. You get a little earthy with me, I'll pull you down like rain. So tired, I can tell from your shape. Feeling sleepy. Sunt moartă, dar în același timp sunt așa într-o febră și abia aștept să mă odihnesc ca să pot mâine să fac toate lucrurile pe care mi le-a propus, să măcar un sfert din ele și să pot să mă bucur cu adevărat 100% de minunăția asta care mă înconjoară. Am aterizat în San Francisco acum multe, multe ore.
Însă după un zbor care, așa cum am zis și dimineața, a fost cel mai lung din toată viața mea și după o coadă infernală la pașapoarte, la viză, la toate cele, am ajuns într-un final la hotel și după ce ne-am cazat, ne-am instalat și am și acolo câteva peripeții să vă povestesc, am fost și am mâncat. Și am zis că cel mai bine ar fi să vorbesc cu voi pe seară, când ajung în cameră, când nu mai plec nicăieri, când pot și eu să mă destresez, despachetez toate cele, să vă fac și turul camerei, ca de obicei, și să stăm noi de vorbă așa cum se poartă aici și la mine pe canal. Hai să facem turul camerei întâi de toate, să scăpăm de o grijă, să ne menținem pe linia clasică, după care mă așez și vă povestesc atunci în detaliu. Întorc camera, pornind evident de la intrare, din hol. Deci, întorcând camera, avem acest lăcaș. Edificiu nu cred că e corect, mai degrabă să-i spunem lăcaș. Aici este o ușă care nu știm unde duce, nici nu ne interesează în mod deosebit. Am înțeles, grație comentariilor voastre de la clipul anterior, de fapt de acum 2-3 clipuri, la primul din New York, când tot așa vorbeam eu despre ușa din camera de hotel, că asta ar fi rezervată cumva pentru familiile care călătoresc în grupuri mai mari, să se conecteze între ele camerele sau ceva așa. Deci, mulți pupici, sănătate, bucurii, mulțumiri fetelor și băieților deștepți care mi-au rezolvat această dilemă. Sunt puțin așa bâlbuită pentru că obosesc. Dar nu vă facem probleme că mâine ne să-mi revin. Așadar, avem aici o plin de oglinjoară și este cea mai balaban din țară. După ce trece de oglin de oglinjoară, asta este camera mea. Am aprins eu acum toate luminile ca să puteți vedea ce și cum se află pe aici. Dar le sting ca să vedeți și priveliștea la adevărata ei valoare. Da, ăla este WhatsApp-ul pentru că am creat un grup cu toată lumea și vorbim acolo cu toții. Însă, avem, bineînțeles, aici, comodă, tembelizor, lampă, birou, iarăși o lampă, cafetieră, tot felul de chestii pe acolo, ceaiuri nebuni și altă de-astea, priveliștea care este mega ultra wow și o veți vedea imediat mai bine, perdele de tot felul ca să fie bine să nu fie rău, patul care este de dimensiuni uriașești, deci pentru mine este un pat foarte, foarte mare, inițial am avut unul mult mai mic, erau de fapt două, vă povestesc și despre asta, încoace, mă rog, noptieră, lampă, toate cele. Iarăși o lampă, corpul ăsta interesant aici, care este și el ceva, o treabă, nu știm exact ce reprezintă, dar e un detaliu arhitectural interesant. Aici am un fotel, la geamuri vă duc imediat, iar în partea asta mai am un fel de anticameră, o chestie, uite dacă mă vedeți, acolo este subsemnata, în această minunată oglindă, calc un pic amaiura pentru că, hopa, pentru că sunt obosit, am băut și o bere acum că a băut toată lumea și nu puteam să fac notă discordantă, a fost foarte bună și am mâncat așa de bine, vă detaliez și asta, dar da, vedeți câte oglinzile, deci data asta o să vă prezint outfit așa cum se cuvine, am aici masă de călcat și acolo, acolo, gata, viața mea e completă, am fer, aici sunt o felul de umeraj și acolo cred că mai e o pătură, safe, aici un fel de scăunete, taburete, o chestie de genul ăsta. Iar în partea asta este baia. Cam așa arată baia. Destul de mare, spațioasă, cadă tot ce vrei. Încoace oglinda asta frumoasă, chiuvetă, cu tot felul de săpunele prostioare, nu știu, loțiuni de corp, șampoane și alte de alea. Și cam asta este. Hotelul se numește Hotel Park 55, dar este parc cu litera C, deci nu cu K. Park 55, exact așa. Foarte, foarte fain este și mă aflu la etajul 22. Hai să stingem luminile acum. Să vedeți cum arată și fără becuri, că e mult mai interesant pe geam. Vedeți cum s-a schimbat așa un pic ecou în cameră? Ia, stați așa, țaca-paca, una, și o să stingem și pe asta. Bun, uite așa arată cu luminile stinse. Știu că vedeți cu puriș, dar ăsta este dezavantajul condițiilor slabe de lumină. Însă ideea e să vedeți clădirile astea faine. În jur se vede în felul ăsta. Eu cam am rău de înălțimea, adâncimea, dar aici pare că sunt deocamdată ok, atâta timp cât nu mă apropii foarte mult, pare că sunt ok. Încoace e așa. Pac. Iar în părțile astea alte. Stați așa. Hopa, 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 hopa. Hopa, hopa, Penelopa. Uite, cam așa. Țac. Destul de liniște deocamdată pe străzi, din ce am văzut. Când ne-am plimbat, un pic super aproape aici a fost restaurantul, dar atât când ne-am plimbat a fost destul de liber, nici nu se compară cu New York-ul, din ce am văzut până acum, mult, mult mai liber. Și uite, ca să vedeți în partea asta, cam așa, opa, am dat o ghetuță în perete, cam așa arată. Și dacă puteți vedea, uite, acolo scrie Macy's, magazinul Macy's despre care v-am vorbit și când eram în New York. Deci cam în felul ăsta, super priveliște, arată foarte, foarte mișto. Hai să ne așezăm acum în pat să stăm de vorbă. Să mă descalz totuși înainte de a mă așeza în pat. Ah,
A fost foarte drăguț că pe avion am avut papuci pentru un zbor atât de lung. Ne-au dat papuci, mască din aia de pus pe față, mă rog, mai multe chestii și am putut să ne descălțăm cât timp am zburat, astfel încât picioarele mele și, mă rog, ale tuturor s-au relaxat destul de mult și a fost bine, vă dați seama, să stăm în papuci, aia a fost cât de cât ok. Dar m-a surprins spațiu pentru picioare în avion, pentru că eu sub nicio formă nu sunt înaltă, știți asta, nici nu am picioare lungi. Și stăteam destul de chinuită, că n-aveam loc, efectiv, adică era un pic îngust. Nu știu de ce, pentru oamenii mai înalți, cred că a fost chiar mai problematic, dar altfel am zburat excelent cu Turkish, cu Turkish am fost de data asta. V-ați prins probabil, deci am avut prima dată zborul până în Istanbul, care a durat o oră, a fost per lejer, ne-am adus aia o tavă de mâncare pentru o oră, ceea ce mi s-a părut așa din mamă. Sigur nu sunteți de-ai noștri, că mâncarea mult așa, mie mi se pare specific, o treabă specific românească. Nu, probabil că mai sunt și alte popoare care au chestia asta. Dar și acum pe zborul de, nu știu dacă au fost în total 14 ore, dar 13 bănuiesc că au fost și da, a fost cel mai lung zbor, am mai zis, da, chiar a fost cel mai lung zbor, m-a marcat efectiv din viața mea, însă super confortabil. Chiar și treaba asta cu picioarele, e un detaliu minor, eu vă pun la curent cu toate cele, raportez aici cum a fost, dar altfel am zburat foarte ok, nu au fost turbulențe, am avut un loc, normal că nu la geam, am fost la culoar, au avut tot felul de opțiuni din astea pentru mâncare, adică am mâncat, am băut cafea, stewardesele super ok, am zburat bine. N-am stat foarte grupați, însemnând că n-am fost unul lângă celălalt, dar am avut cumva, am fost patru persoane care am avut așa locuri, unul în spatele celuilalt, iar alții au avut locuri mai în față. Cum vă spuneam, suntem aici un grup de 7 persoane, suntem 3 fete și 4 băieți și asta seara ne-am distrat maxim, eu cel puțin am râs foarte mult, poate și de la berea aia, dar cred că toată lumea s-a simțit super, super bine, pentru că am fost și am mâncat la un restaurant aici foarte aproape de hotel. Odată ce am ajuns la, pe aeroportul din San Francisco, ne-am luat bagajele toate cele și ne-am dus la vize, la pașapoarte. Și așa cum vă spuneam eu, dacă ați urmărit clipul anterior, cel în care vă dădeam câteva ponturi despre New York, din momentul în care aterizezi și ești în aeroport și încerci să treci pe zona de bagaje, trebuie să stai la o coadă, care de regulă e foarte, foarte mare. Eu deja aveam experiență cu treaba asta din New York, aici mi imaginam că o să fie un pic mai light, dar nu. Deci am stat 2 ore... Nu știu dacă au fost 2 ore jumate, dar 2 ore cu siguranță la coadă, la pașapoarte, acolo la viză, până în momentul în care am putut trece. După aia am luat bagajele, a fost super ok și am ajuns la hotel la vreo 30 de minute distanță de aeroport. Hotel, bagaje, toate cele. Inițial am fost la etajul 5, după care m-am mutat la etajul 22. Sunt foarte sus și camera este mult, mult, mult mai mișto aici. Arată extraordinar, cred că ați văzut, adică view e, mamă, sper să prind așa răsăritul, că vreau să fac poze faine. Nu știu dacă mâine dimineață, pentru că vreau să mă odihnesc și eu noaptea asta și oricum am ceva de lucrat acum și nu arde, doamne, nu mi-arde nicio culoare, dar poate poimine reușesc să fac niște poze drăguțe, că mi-am luat ștrepiedul la mine și n-aș vrea să ratez oportunitatea, deci foarte fain. Mâine dimineață o luăm de coază de la 10, am înțeles, ne întâlnim cu toții, mergem la evenimentul Samsung, Unpacked se va numi, după care o să avem pe seară un fel de, nu știu cum să zic, un fel de petrecere, tot așa o reuniune din asta cu, uite dacă vedeți, avem brățară la mână, știu că o țin eu câșa acum, dar scrie acolo, bine, nu vreau să-mi pun focus, să-mi pune numai pe fața mea, vedeți acolo ceva? Nu vreau, a, uite așa, da? Vedeți? Deci ne scrie Samsung Creators Lounge. O să vă arăt eu mai bine mâine în cazul în care n-ați văzut-o acum. Deci ne vom reuni creatorii de conținut, să zic așa. Și ar trebui să fie foarte interesant, e o surpriză ce se va întâmpla acolo. Nici eu nu știu exact, știu doar că e vorba de o lansare, dar mai mult n-am foarte multe detalii, însă bineînțeles că o să am bateriile încărcate, camera cu mine, filmăm tot, facem să fie bine și frumos aici, să se vadă toate cele. Momentan vă las, mă apuc și eu de treburi, de machiat toate cele. Mâine dimineață, foarte proaspete, odihnă, mic dejun, toate cele. Filmăm, vorbim, povestim, vă arăt multe chestii diverse și frumoase, pentru că abia aștept să explorez orașul ăsta, este jujuc din ce am văzut până acum. Așadar, noapte bună și revenim! Bârbă! Însorită, judecând după culorile astea ale cerului, se luminează, încep să se stingă becurile, se văd așa niște culori frumoase în zare. Eu am făcut ochi, mă pregătesc de duș, dar nu înainte de a vă arăta priveliștea asta și pe lumină. Neața!
N-am mai avut timp să-mi fac și părul înainte să plec înspre micul dejun. O să mi-l fac după ce mă întorc, pentru că mai am vreo 2 ore la dispoziție până când se face 10 și trebuie să ne reunim cu toții. Ia, 2. Ce? Liftul, ce? Vă voi șoca așa cum fac întotdeauna, însă ce să vedeți, iar așa am mâncat prea mult la micul dejun, mulțumesc, aplauze, iar acum mă strânge fusta. Deci am început ziua cu bine. Am zis să vin aici la oglindă oglinjoară să vă prezint outfitul înainte de a pleca de acasă, dar mai întâi de toate aș vrea să vedeți ce soare este. Întâi vedeți cum cade pe mine, cum îmi șterge așa trăsăturile, pentru că e atât de frumoasă lumina asta, e așa de puternică și... Abia aștept să ne plimbăm și să facem chestii. Chiar una dintre fetele cu care sunt a plecat mai devreme să se plimbe pe aici și ne-a zis să ne îmbrăcăm gros pentru că este soare afară, e cald și frumos, ceea ce este mai mult decât minunat. Până acolo însă, da? Mă rog, vedeți doar o chestie mare și albă. Cam în felul ăsta mă prezint. Am mult H&M pe mine. Am acest fustoc foarte mare, foarte larg, care arată mișto când mă învârt. Când stau așa pe loc, nu prea e el ce trebuie, dar când fac așa, altă viață. Bluza asta tot de la H&M fără mâneci. O jachetuță, în jachetuț de fapt, pe care l-am, cred eu, din mini-pri. E ceva textil așa, dar se potrivește cromatică, e cu auriu. Ghetuțele, tot alea pe care le-am avut și ieri, cu ciorap groși pe dedesubt, să fiu totuși sigură că poate cine știe mi-o fi frig. Același rucsac, inelușe din astea de la H&M, o combinație de H&M ASOS pe care, hei, de ce să o vedeți? Uite, cam în felul ăsta, am și la mâna asta cu care țin camera, ceasul, brățara, uite, poate acum reușesc, vedeți? Galaxy Creators Lounge. Iar fața mea este cam așa, mi-am făcut bucla, mi-am pus cerceii ăștia de la ASOS, mă prostez, vă dați seama, mă prostez pentru că sunt foarte bine dispusă. Și știu că vedeți niște pete aici pe oglindă, dar... Nu este vina mea, n-am nicio responsabilitate aici. Și cam în felul ăsta voi defila. Acum zic să coborăm să ne întâlnim cu toată lumea. Ar trebui să luăm mașina și să mergem înspre eveniment, înspre Unpacked. Ia. Opa, așa. Trebuie să mă dau tot în spate când deschid aici. Că n-ai pe unde. Ce drăguț, toată lumea zice să ai zi frumoasă, dimineața, zi viitori, foarte fain. Soare strălucitor, vând avem, coafura rezistă, toată lumea în spatele meu, atâta că nu mă vedeți, cred că mai degrabă așa. Ne-am strâns cu toții în fața hotelului, așteptăm să vină mașina, ca apoi să plecăm înspre eveniment. Cu mașinile sunt păstrate aici. Dacă văd eu bine, astea sunt? Sau aia este? Am ajuns la locul unde se va ține evenimentul și e o chestie foarte bizară, adică arată ca un templu roman, ceva imens. Uite, dacă vedeți coloanele alea, știu că e foarte puternic soarele, dar cât de cât măcar așa să înțelegeți, oricum le-am filmat mai devreme. Însă am aflat de la nenicul șofer care ne-a dus până aici și care a fost foarte simpatic, era un domn din Iordania, stabilit aici acum, nu știu, 40 de ani, ceva de genul ăsta, dar care fusese prin România, prin 71, cu părinții de multă vreme. Dar ne-a zis că toată treaba asta a fost construită acum vreo 30 de ani, deci nu are nicio treabă cu antichitatea, cu grecii sau cu românii. Însă arată cam în felul ăsta. Okay.
Ne-am luat badge-urile de acces, asta de aici scrie media pe el, dar voiam să vă spun că la oameni ăștia e primăvară, trecând de temperaturile astea super, super faine și am înțeles că în felul ăsta sunt cam tot anul, sunt flori peste tot. Mă uit acum la niște iarbă, e un gazon pe aici care are floricele și pe drum am văzut o groază de copaci înfloriți și tot nenicul ăla șofer ne-a arătat niște plante, era un fel de copaci așa mai mari, nu știu cum se numesc, care erau înfloriți și am înțeles că ea stau așa tot anul. Deci temperatura ar fi un vis pentru cineva ca mine care degeră cam tot timpul. Vedeți că intrăm aici la lansarea celui mai... In three gorgeous colours. Mirror purple, mirror black, and in select countries, mirror gold. Ooh, you like that one? Your stylish colours change when the light hits them, so you'll always be catching attention and turning heads. And when closed, it lets you disconnect without missing out. You can check the time, get notifications of a text, alarm, or a call. All the essentials are right there. The unique piece of technology. Take a selfie. Do you like it?
Ați mișcat bine? Ce zici? Ne-am oprit un pic într-un magazin în drumul spre hotel pentru că Ioana, care e acum la casă, voia neapărat să-și cumpere o pereche de ochelari, că nu vede bine pe soarele ăsta, e în soare, doamne, de ce superbă vreme. Și bineînțeles că fiind aici, am comis și eu, asta este săculețul cu ce mi-am cumpărat, mi-am luat o pălărie și două perechi de ochelari, una am două în formă de inimă, dar una dintre ele e foarte similară cu ăștia pe care i-am, adică e cam la fel formatul, rama, cam în felul ăsta arată. O să vi le arăt eu calmea, o să le vedeți probabil când ajung la hotel sau de seară, că acum nu știu dacă avem foarte mult timp la dispoziție. Dar da, magazinul este Urban Outfitters și arată cam în felul ăsta. Și sunt acum la o secțiune de cosmetice, dar e pe vreo 3 etaje, la parter fiind pentru bărbați. Deci mai chiar rezolv aici. Am tot felul de cosmetice la oamenii ăștia. Sclipiciuri, nebunii. În partea asta, accesorii. Astea pentru păr, elastice, bijuterii. Încolo haine. Ioana la casă. Mași de față. Ce avem? Un lipstick. Am auzit de băieții ăștia. De băieții și de fetele astea. Interesant. Hai că am ajuns la hotel și pot să vă arăt ce mi-am luat. Cât am 5-10 minute la dispoziție. Vreau să mă și schimb în altceva. Că plecăm la petrecere, la eveniment. Nici nu știu cum să-i spun. E așa o chestie, o petrecere, o întâlnire, un gathering. Dacă dăm englezește. Mă chinui cu pălăria asta. Și acolo sunt niște ochelari pe care casierița, dacă nu i-a bușit și nu i-a trântit, îmi venea la un moment dat să-i zic, Duduie, lasă-i că mi-ai făcut praf. Dar m-am abținut, în general mă abțin de la chestii de-astea. Astea două perechi le-am luat așadar, este minunea asta, care mi se pare mie că seamănă ca, așa, ca structură, nu știu, degradeu, mă duce cumva cu gândul în partea asta, la cei pe care deja i-am. Și am mai luat și păștelați că mi s-au părut dili, complet dili, $18 a costat perechea. Și m-am mai luat și pălăria asta, mi s-a părut interesantă pentru că are structura, așa vedeți, e destul de rigidă partea asta de aici. M-am gândit că ar fi faină pentru că nu am o pălărie din asta basic, beige. Și chiar îmi doream una de ceva vreme. Și m-a costat o zarzavatul ăsta, $60 cu tex, cu toate alea. Cam atât a fost, am avut și 10% reducere pentru că mi-am făcut cont la ei. Mi-am schimbat outfit-ul acum, unul pentru că transpirasem și doi la mână, dacă tot am luat haine la mine, zic să le și port. Am fusta asta de la Zara pe care v-am arătat-o în penultimul haul. Pantofi mega confortabil, bineînțeles tot de la Zara, știți și poștea că i-ați tot văzut. Puloverul de la Liu Jo, niște broșe de la Asus pe care le-am atașat eu, aceiași cercei, niala, evident, dementul și mi-am luat și parpalacul ăsta pe deasupra în caz că mi-e frig, dar nu prea are cum să-mi fie frig pentru că este atât de cald, deci este o primăvară în floare, este primăvară care bate înspre mai. Cam în felul ăsta sunt, așa că o să cobor și să vedem ce-o fi pe. Fața hotelului vă vorbesc, dar de data asta mă și vedeți, adică nu mai e soarele la atât de puternic. S-a lăsat seara, e 8 acum și avem rezervare la masă în câteva minute. Am trecut pe la hotel acum vreo, cred că acum vreo oră am ajuns. N-am mai filmat, n-am mai vloguit atunci pentru că m-am apucat să editez clipul care trebuie să intre mâine. Cel cu tipsurile despre New York, ghidul despre New York, că n-am apucat să-l finalizez. Și de cum am ajuns am zis să mă apuc de el. Au zis gălăgia, da? Pentru că știam că o să am foarte mult de lucru și sunt oricum pe fusul orar, mă rog, cu cât fac mai din timp, cu atât e mai bine pentru mine, că mi-e mai ușor. Așa că m-am pus și am lucrat. Iar acum o să plecăm spre masă. După ce mâncăm, evident, o să vin apoi la hotel, că nu sunt în stare de altceva și oricum am și treabă. Și vă povestesc atunci ce și cum a fost. Am fost la petrecere, să se poate că am filmat acolo, am filmat mai mult cu telefonul, n-am mai luat camera la mine, că am vrut și eu să am hands-free, să zic așa. Dar, ia uite, s-a dus după voi, Cristi, s-a dus după voi, s-a dus sus, că noi am ieșit prin partea aia. S-a dus la bar. Da, gata, deci asta voiam să vă zic, vorbim când ajung acasă, la hotel, adică. Questions that I wanna ask, but
Voiam să vă zic bună dimineața, dar fără să credeți că am chiulit aseară, pentru că la mine este o combinație de seară cu dimineață. Asta datorită sau mai degrabă din cauza faptului că n-am dormit deloc astă noapte. Știți când am vorbit cu voi, când eram în fața hotelului ultima dată și v-am spus eu acolo că odată ce ajung în cameră, sau mă rog, seara, după ce termin cu ieșitul pe ziua ce tocmai a trecut, vă povestesc cum a fost și revin cu alte detalii pe care poate le-am neglijat pe parcursul zilei. E, numai bine că am avut ceva de lucru, eu râd, dar nu e amuzant, am avut ceva de lucru și m-am lungit cu acest ceva de lucru până când s-a făcut, vă zic imediat, stați așa, este decât 6, mă bate, 6 și 20, mă bate pentru că am și ora setată pentru România. România la momentul de față fiind nește 16:20, iar aici este 6:20. Deci nu știu exact când a trecut timpul, dar ceea ce contează este că mi-am rezolvat treburile. Ceea ce contează și mai mult este că o să fiu praf de oboseală astăzi. Probabil că nu simt foarte bine momentul de față pentru că corpul meu este încă setat pe fusul orar din România și în mod normal la ora asta eu aș fi fost trează. Problema însă e că mai încolo sigur o să fiu praf de praf. Dar asta voiam să zic în primul și în primul rând. După ce termin de vorbit aici cu voi, mă duc să calc ceva și să mă echipez, pentru că în dimineața asta plecăm super devreme. Sau, mă rog, dacă 7:30 nu este considerat super devreme, eu am luat așa, în comparație cu ziua trecută. Și mergem să explorăm, să ne plimbăm. Deci astăzi este zi liberă, avem timp să ne plimbăm, să ne pozăm, să vedem și noi câte ceva din orașul ăsta, pentru că ieri, oricât ne-am fi dorit și alaltă ieri, nu poți, că au fost altele la mijloc și, na, astăzi este o zi special dedicată acestui lucru și abia aștept și de asta încerc așa să-mi fac curaj și să mă trezesc, dezmeticez și să mă energizez singură, măcar la nivel de căpuț, astfel încât să pot și eu să fiu prezentă astăzi, pentru că m-aș ofticat teribil să ajung în România și să-mi dau seama că eu n-am văzut, n-am făcut, n-am fost și am ratat chestia asta. Cum v-am zis, orașul ăsta este splendid. Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut ieri așa în mers din mașină, cât timp călătoream până să ajungem la palat acolo, Palace of Fine Arts, unde s-a ținut evenimentul Unpacked. Hai să o luăm așadar cronologic. Evenimentul, prima dată, nu a fost din ăla lung plictisitor, n-a stat 1000 de ani în care au vorbit unii între ei, că de regulă la evenimente de genul ăsta există anumite porțiuni când te temi în calitate de spectator că va fi cineva care va ține un discurs foarte, foarte lung și că vei adormi, cum se întâmplă cu majoritatea publicului. Dar n-a fost cazul, pentru că a fost destul de dinamică treaba și au inserat foarte multe filmulețe. Cred că am și filmat ce pot să inserez în videoclipul ăsta, în filmul ăsta. Bun, să vedeți și voi. Probabil că le-ați și văzut până acum. A fost foarte dinamic. Din momentul în care s-au terminat toate prezentările și filmulețele, am putut merge undeva, toată lumea care era acolo și cred că erau mii de persoane, nu sunt sigură, vă dați seama, doar cu multe persoane, am putut merge să testăm și noi produsele, să le simțim efectiv. Vreau să vă zic că îmi doream și eu să pipăi telefonul, Z-ul acela cu flip, mă rog, clăpiță, dar eu vreau să-i spun clăpiț. Voiam să pun și o mâna pe el să-l pipăi așa să văd cât este de sexy, dar nu puteai, pentru că era kilomanul de pe lume la el, toată lumea se strânsese acolo. Și dintre zecile de telefoane care erau disponibile pentru public, să le testezi, să te uiți la ele, să vezi ce și cum, nu era unul disponibil în partea asta, la celălalt, la S20, acela care este mai bine dotat, adică are niște funcții mai șmechere, filmează în 8K, eu asta am reținut din start, la ăsta puteai să te atingi, chiar am reușit, l-am ținut un pic în mână, m-am jucat cu el, foarte sexy, dar eu voiam ăla cu clăpiță acolo, aveam și o treabă cu el, n-am reușit să pun mâna pe el. În orice caz, după asta am plecat, am mers la masa de prânz, am mâncat acolo la Cafe Claude, unde chelnerițele e ca franțuzoaice și au fost foarte drăguțe. Mi-a plăcut foarte mult, nu știu dacă v-am mai zis, cred că au zis că buze e ceva, cred că e un autobuz, nu știu dacă v-am mai zis, dar peste tot pe unde am mâncat până acum, n-au fost restaurantele astea cu specific vegan sau cu dietă pe bază de plante, cum vrea fiecare să-i spună. Dar am apreciat foarte mult că toți chelnerii s-au întrebuințat în așa fel încât au discutat cu bucătarul și mi-au încropit și mie ceva acolo și nu am mâncat pâine cu salată. Adică am mâncat paste foarte bune, făcute cu legume. Astăzi la prânz am mâncat o supă din asta de legume, cremă, ceva în genul ăsta și o salată super, super bună, cu tot felul de legume combinate, cu pâine prăjită, foarte bună, a fost super ok. Iar seara acum am mâncat iarăși niște paste și un desert care era un fel de, nu știu, niște biscuiți așa foarte uscați.
ajungem și acolo cam ca la un restaurant italian. Deci ăla a fost prânzul. Din momentul în care am terminat cu prânzul, am fost la cumpărături, v-am arătat atunci ce am cumpărat, eu fac așa o retrospectivă ca să ajungem la zi cu ele, iar în cursul după amiezei înspre seară am fost la acel eveniment care a fost un fel de petrecere, s-a numit Creators, v-am zis Creators Lounge în zona asta, adică era o întâlnire, o petrecere pentru creatorii de conținut și acolo erau amplasate tot felul de coruri din astea unde puteai să te pozezi, te duceai acolo și făceai poze, tu singur sau un grup, la fel erau telefoanele și de data asta am reușit și eu de am pus mâna pe el și numai așa i-am făcut, deci numai așa mă jucam cu el în conținut pentru că e foarte, foarte sexy telefonul ăla și mă oftic foarte tare că nu am reușit să mă bucur mai mult de el, dar pe ăla chiar îl vreau, abia aștept să-l lanseze și la noi în România pentru că îmi doresc jucăria aia pe MOV. Foarte mișto, deci design-ul e așa foarte sexy. Și ziceau și băieții cât timp se jucau cu el că, bă, am crezut inițial că e de fete, dar nu e de fete, e chiar foarte mișto și se înțelege de ce toată lumea era grămadă pe el. Cum nu știu, depinde de gusturi. Cristina, de exemplu, zicea că ea e mai interesată de celălalt, de S20, dar eu vreau ăsta Z-ul cu flip, cu floapă, cu clăpiț. Mi-l doresc, îmi place foarte, foarte mult. Da, și după asta am venit la hotel, am vorbit atunci cu voi, pe seară am mers și am mâncat la restaurantul italian, unde, la fel, paste, bun, am băut ceva, ne-am relaxat, ne-am hăhăit, bla, bla, venit acasă, lucrat și în momentul de față suntem la zi cu raportul, da, am făcut și rimă. Așadar, măi gagici și gagicărese, mă duc acum să calc, să mă machiez și o să-mi pun fața să mă, așa, un pic las și cred dacă avem timp aș coborâ la micul dejun măcar ca să-mi iau o cafea, să beau și eu o cafea să mă energizez. Dacă s-o putea să mai și ronțăi ceva, bine. Dacă nu, ne întâlnim la 7:30, până acum avem confirmați vreo, cred că suntem 4 cu totul care vom procede în acest minunat tur. Avem în continuare același geam jăgos, dar nu pot să vă privesc de aceste culori superbisine, astfel încât n-a de luat niște răsărit protocaliu foarte, foarte frumix. Cred că ar fi mai bine să trag totuși perdeaua ca să mă vedeți fără dungile astea. Cu toate că lumina este așa de frumoasă, este așa de caldă și de superbisimă, încât e păcat. Dar hai totuși. Hai că se vede parcă un pic mai bine acum. Ăsta este outfit-ul meu, este mega ultra drăgălaș, aș putea zice, eu nu știu dacă vă place, dacă nu vă place, dar mie mi se pare bombonicios așa, chiar dacă nu e roz, însă e de pepișic, așa le-am gândit eu să fie. Sunt cu albastru și cu roșu, sunt un fel de Gigi pleacă din Ghencea, sau invers, cu această fustă vintage de prin anii 50, pe care am cumpărat-o eu acum câțiva ani, ea e cu mașini, dacă mai țineți minte, are mașini în partea de jos acolo, niște pantofi de la Jessica Simpson, luat și ei tot de acum câțiva ani, bluza asta de la Zara pe care am găsit-o la reducere acum sezonul ăsta și am luat-o ieftin cu vreo 60 de lei, poșeta de la Forever 21, inimioara, o băscălie din second hand, cu o broșă din second hand, întorc imediat acasă și vedeți, sau nu second hand, e vintage oricum, inelușul ăsta foarte frumos de la Swarovski și îmi voi mai lua parpalacul albastru, despre care nu știu dacă mai țineți minte, v-am zis poate, că frate mi-o zice că e de la fabrica de geamuri, pentru că geamgii din Buzău, există o fabrică de geamuri acolo, au astfel de uniforme, prin urmare sunt eu de la geamuri. Îl iau și pe ăla pe mine și cobor la micul dejun, după care nu mai urc în cameră, de asta am zis să vă arăt outfit-ul acum, că nu știu dacă mai apuc, așa că asta voi fi eu astăzi. Pe lângă, din păcate, rucsacul negru pe care trebuie să-l iau la mine, că o să am camera în el. Și n-am în ce să o țin, așa că va trebui să am și asta și rucsacul și dacă o fi să fac vreo poză ceva, dau rucsacul la o parte, că n-avem ce face. Stați să iau și eu la pe mine. Haide, domnule, dă-te de la geamuri. Gata, hai, cu dă-te de la geamuri la micul dejun. Să mergi. Gata, sper că am luat tot, baterii, telefon, camere, rucsacul e în spate, am băgat deocamdată și gentuța acolo și mă duc la micul dejun. Mai am cam un sfert de oră până ne întâlnim cu toții, nu știu dacă o fi cobor careva, dacă am cu cine mânca, dar dacă nu, nu este o problemă, pentru că oricum eu cafea vreau cel mai mult să mă trezesc. Liftul A. Care ești A? Tu. Aha, A. Me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins, you could be the first in the
second and the third and the rest of it. You could be one left with things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that is a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, I saw my soul. Da, nu se pare, hai, ia-o așa, ia-l trebuie în șură. Deci asta e întecatea pușcată. Da. Face mirosul ăsta de a desfărat. Pasarele și ocean. Pierdută și tocmai m-am demachiat, deci nu mai e dimineață de data asta, e seară, urmează să mă culc de curând, dar am vocea asta pentru că sunt, v-ați prins cum sunt, însă am adormit la masă, măi, fetelor și băieților, hai de capul meu, nu știu, săptămânile astea, ultimele săptămâni de când sunt plecată, deși am senzația că sunt plecată de o eternitate de acasă, nu de 3 săptămâni, chiar dacă a fost ziua aia pe care am petrecut-o acasă, au fost frumoase și sunt în continuare, mâine plecăm înapoi spre România, dar este atât de obositor.
nu vreau să mă plâng și niciun caz să fiu nerecunoscătoare, sunt extaziată de tot ce este aici, dar fiind așa, nu știu, schimbarea de fusorar și mult deodată și constant făcând chestii pentru că n-am stat absolut deloc, mă dau seama, la un moment dat te ajunge, mai ales când nu apuci să te odihnești cum trebuie. Dar e foarte frumos orașul ăsta, mi-a plăcut atât de mult astăzi și îmi pare atât de rău că nu avem mai mult timp la dispoziție să-l explorăm. Dacă aș putea să fac schimb, să fi avut de fapt aici câteva zile în plus sau nu știu, o săptămână să fi avut aici de San Francisco și nu New York, aș fi făcut asta pentru că New York-ul l-am mai văzut, dar San Francisco nu. Prima dată. Astăzi, ca să o luăm așa cronologic, întâi de toate am fost și am văzut podul ăla emblematic al San Francisco-ului, Golden Gate Bridge, chestia aia mare roșie, care este pe toate pancardele posibile, pe toate cărțile de vizită, nu cărțile de vizită, pe toate vederile am vrut să spun, pe toți magneții, pe tricouri, deci toate suvenirurile cu San Francisco arată podul ăla sau prin filme dacă l-ați mai văzut. E într-adevăr ceva urieșesc și am mers acolo cumva divizați grupurile, nu prea am stat reuniți astăzi, dar am mers cumva divizați, am fost eu cu Cristina și cu Cristi, ambisând fotografi și ne-am făcut poze unii altora, au fost foarte drăguț, a fost bine din punctul ăsta de vedere că m-au ajutat și pe mine cu pozele, că hai aici în camera de hotel în București sau mă rog unde mă mai duc cu oameni cunoscuți, stau relativ liniștită, care cine să mă ajute, dar când pleci așa cu străini la drum și nu prea știi cu cine te încurci, poate fi câteodată mai dificil, însă n-au fost probleme, au fost foarte drăguți, m-au ajutat, am făcut niște poze foarte frumoase acolo și ne-am plimbat foarte mult în zona aia, care este, e frumoasă, e superbă, pe pod, efectiv, sunt foarte mulți trecători care fac, oameni care fac jogging, oameni care se plimbă, oameni cu bicicletele, trebuie să fii foarte atent să nu intri pe pista bicicliștilor, că nu prea sunt prietenoși San Francisco-enii. Să le zicem așa. Dar experiența e foarte frumoasă și priveliștea îți stai răsuflarea complet. Temperatura, din fericire, nu a fost cruntă, adică nici cald, cum am avut ieri, a fost o vreme superbă, dar nici frigurile alea pe care le-am tras în New York. A fost o vreme relativ ok, puteai să te plimbi, iar la soare era chiar bine, vântul ăla te cam termină însă. Ce am observat prin oraș și cred că știți și voi dacă v-ați intersectat măcar așa virtual cu orașul ăsta, sunt într-adevăr foarte mulți oameni ai străzii, cerșători și mulți nebuni. Ne vedeam o groază de oameni care vorbeau singuri, trânteau, bușeau. Era unul care se certa cu un tomberon. Ok. Asta ca detaliu terț, că na, peste tot sunt nebuni. Dar contrastează puternic cu orașul, care este superbisim. Cred că n-am văzut nici 2% din ce poate să ofere. Este tot așezat așa pe dealuri, dar dealuri foarte înalte. Eram în Uber, de mai multe ori am fost în Uber astăzi, și de câte ori coboram sau urcam, măi, erau niște unghiuri foarte abrupte, deci, nu știu dacă un 45 de grade, dar 30-40 de grade, tot era. Deci coborai, parcă te duceai așa în jos și momentul în care urcai era foarte distractiv, zici că eram în roller coaster. Și pe măsură ce eram în mașină și vedeam toate casele alea, eram ca un cățel din ăla care scoate capul pe geam și pentru că sunt superbe, foarte frumoși, copacii au înflorit și soarele și unele dintre ele sunt case din alea vechi, n-am apucat din păcate să mă pozez la niciuna, dar case din alea vechi de acum 100, poate chiar mai mulți ani, sunt atât, dar atât de frumoase. Și peste tot vezi case frumoase. E o diferență foarte mare cu New York-ul. Cu toate că și New York-ul este un oraș frumos și v-am povestit deja despre el, dar stilul arhitectural și, mă rog, vibe-ul, atmosfera, oamenii, mi se pare o diferență de la cer până la pământ. Acum stau și mă întreb care îmi place mai mult, dacă New York-ul sau San Francisco, deși aici am fost prea puțin ca să-mi pot forma o părere ca lumea. Nu știam ce să mai filmez, mă uitam la toate cele, eram așa ahtiată și disperată să prind cât mai multe, să salvez cât mai multe amintiri. Îmi place mult să fac asta și știți că v-am povestit de multe ori că vreau să rămână lucrurile astea, că aici poate uit, dar să am vizualul în față, știi, și papa, și să-mi amintesc. M-am dat jos machiajul mai devreme, m-am demachiat, asta a mai rămas din buclele mele la cât vânt a fost astăzi. M-a fost numai rog totuși că nu a plouat. După plimbare, pozat și așa mai departe, am mers la masă, am ronțăit ceva pe acolo, n-am prea avut ce de data asta, am mâncat doar niște cartofi prăjiți, iar apoi am mers pe jos și ne-am mai plimbat iarăși prin oraș, am explorat iarăși până în momentul în care ne-am întors la hotel, ne-am schimbat, eu cel puțin a trebuit să mă schimb în ceva mai confortabil, în haine mai groase, că deja se lăsase seara și nu mai ținea cu piciorul gol, iar pe seară ne-am întors în același parculeț. Deci asta seară am mâncat în același parculeț la alt restaurant, nu înainte însă de a mai explora orașul. Ne-am plimbat, am făcut niște super, super poze, am mers și am văzut un alt pod,
care este că nu știu cum se numește, dar dacă am aflat între timp notez aici pe ecran și mi-a plăcut și el așa de frumos pentru că l-am prins la apus și culorile erau superbe, superbe, superbe. Ne-am plimbat acolo, ne-am pozat, am mai explorat, mâncat, iar după masă am venit acasă și cât timp eram la masă, se pare că mi-a căzut capul efectiv și am adormit. Nu știu cât timp, mi-a fost rușine după, vă dați seama, dar e o chestie involuntară, nu e ceva ce poți controla. Sunt terci. Vă las, acum mă duc să mă culc și ne auzim mâine, probabil. Noapte. Cred că dorința mea cu pozele făcute în camera de hotel s-a rezolvat de la sine, pentru că nu mai este niciun răsărit, nu mai sunt culori frumoase, e chiar întunecat cerul și pare că stă să plouă, astfel încât am cărat repiedul degeaba și pot să-mi iau la revedere de la această idee minunată. Asta a fost vestea proastă. Vestea bună, totuși, să vedem partea plină a paharului, este că e ultima zi și am făcut ceva materiale, acum să fiu mulțumită cu ce avem, iar poze din camera de hotel să știu mai bine data viitoare, să fac când chiar am ocazia. Deci nu, sunt niște noricioci pe cer, nu știu cât vedeți, dar nu mai sunt deloc culorile alea frumoase de ieri. Ia să vă arăt așa. Vedeți? E gri, întunecat, urțel, în partea aia acolo răsărea soarele, dar n-ai ce să, pare a fi chiar noapte. Mi-am făcut însă bagajul, este aproape gata, mai am de luat niște lucruri care au rămas la Cristi de aseară, niște magneți și niște porcărioare din astea ce am cumpărat suveniruri pentru ai mei, iar în rest să mă duc și eu la micul dejun, să mă pregătesc să mă aranjez să-mi pun fața seară ca un om și cam gata, să verific camera și eventual dacă avea timp să mă învârt un pic pe aici prin zonă, că erau niște chestii interesante la care m-aș fi uitat, erau niște magazine drăguțe, dacă avea timp, dar nu e urgent, nici nu-mi trebuie nimic, zic așa, dacă. Hai să coborăm la micul dejun până un alta, nu știu când o să mă apuc să mă mic până de seară, când o să fiu în avion, așa că să ronțăi și eu ceva acum de dimineață. Se pare că era lista de așteptare la micul dejun, super ciudat, și trebuia să aștept vreo 10-15 minute ca să-i elibereze vreo masă, astfel încât am întrebat dacă pot să iau o cameră și mi-am dat niște cutiuți, niște pinguți. Le-am luat ce-am trebuit. Niciodată nu știu în ce parte am camera. Și mi-am luat cu mine, astfel încât o să mă luat în cameră și asta e. Nicio problemă, mi-am luat cafea, mi-am luat niște fructe, mi-am luat niște pâine, ar trebui să gem, ar trebui să fie ok. Ia, mamă, până găsesc cheile. Să facem un pic lumină, zic. Că e puțin întunecat, să capaca, mamă, să tot fie micul dejun cu priveliște asta. Nu să se întâmple, dar mișto. Să vedem. Cafea odată cu lapte de soia, parcă n-aveau altceva. Sper că este suficient de lăptoasă pentru gustul meu. Nu prea pot să beau cafea tare decât în momentele în care sunt mahmură și sunt forțată, adică mă forțez eu. Altfel îmi place să aibă ceva în ea. Mi-am luat niște fructe, aici ananas, la bază ar fi niște mure. Mi-am luat o budincă de asta de chia chia, foarte bună. Niște gemulete și niște felii de pâine pe care le las acolo ca să nu pun mâna pe ele, pentru că n-am farfurie, trebuie să cam mănânc din pungă. Nu știu cum o să se întâmple asta, însă mai descurcăm noi. Am strâns pe aici în mare, mai am doar să mă aranjez, ceea ce voi face, cred că suntem pe picior pe plecare, de plecare. Dar odată ce termin de mâncat, verific să văd dacă am luat tot, verific să văd dacă mai am ceva de lucru și dacă nu, mă duc un pic să dau o tură pe aici până apropiere, că sunt așa niște chestii interesante. Care, ce să vedeți, m-ar interesa de interesante ce sunt. Ia să vedem ce torocală am făcut aici. E chiar bun. Am pus și zahăr, forță. Să rămân în outfit-ul ăsta de excepție pentru astăzi, așa că asta e cu ținuta, nu o să mai pozez pe aici, nu o să mai arăt nimic, nu știu de ce fac așa, altceva băiam să vă arăt de fapt, mă machiam, mă pregăteam și ete ce am pățit. Asta, bine, s-a întâmplat când am ajuns aici, dar am uitat eu să vă arăt pudra mea de la Essence, săracă, am folosit-o de
I-a ieșit pe nas și numai bine că mi s-a spart pe bagaj, pe drum s-a spart în bagaj. O să o arunc pentru că mi-am cumpărat altele din state de aici când am fost la New York. Și poate vă amintiți că v-am zis în vlogul pe care l-am postat că urmează să facem ceva cu niște produse cosmetice. Deci asta o mai folosesc acum și rămâne aici. Am cam o oră la dispoziție pentru toată distracția asta, după care la 11 trebuie să vin să facem check-out-ul, dar trebuie să fie ok pentru că magazinul la care vreau să merg e chiar în fața mea, e super aproape de hotel, hotelul fiind undeva în spate pe acolo, Park 55 se numește, nu mai știu dacă v-am zis, dar repet, în cazul în care nu v-am zis, și fiind atât de aproape zic e păcat să nu intru, Nordstrom Rack se numește și au tot așa chestii din astea la discount. La reduceri și fiind și perioada imediat după reducerile de iarnă care tocmai s-au terminat, mă gândesc că poate mai prind ceva super mega mega redus sau chestii mișto în general, iar în București, în New York n-am apucat să merg în magazinul ăsta, dar da, nu vede și la fața acum și uite hotelul ăla, cred că ăla este acolo. Încerc să nu vă zgudui, dar ca idee aici mergem, la treaba asta. Asta e raionul pentru bărbați, unde nu avem treabă, așa că la etajul ăla înțeleg că ar trebui să fie ce ne interesează pe noi. Mai e un magazin la care vreau să merg, aici sunt, în cazul în care nu mă vedeți. Mai e unul la care vreau să merg, e un fel de Marshalls, așa îi zice Ross, și l-am descoperit acum în călătoria asta pentru că habar n-aveam de el. Mi-au zis și mie fetele că au pe acolo chestii, dacă am timp și de ăla mă duc, că e aproape, dacă nu mă limitez la ăsta, ia să vedem. Ce avem noi aici așa? Au și cosmetice de tot felul și branduri destul de interesante. Uite, de exemplu, Bobbi Brown în partea asta, Clinique, Kiehl's, Lancome, Smashbox. Mișto. Dar pe mine mă interesează în primul rând încălțămintea. Ia, asta ar trebui să fie pentru mine, 8-ul fiind 38 euro pe an. Ceva interesant. Uite, ăștia mi se par simpatici de la Ted Baker. Uite ce drăguț sunt. Știu că sunt Baker, că i-am mai văzut. Și uite că iau și pe alb. Sau dacă vrem niște sclipicioni. Sunt foarte curioasă cât ar costa ăștia. Sunt Dolce & Gabbana. O să vedem că se întreb. Cât? 509. Ustură. Da, sunt fisticii așa cu peștea aia. Dar la bani ăștia mai bine îi lăsăm acolo, că nu știu dacă merită. Ted Baker din nou. Baker și acolo. Ce e cu florii Ted Baker? E clar de treabă. Ce-i circul ăsta? Ok. Nu, mersi. Foarte drăgălașe și astea de la Ted Baker. Sandale argintii. Ăștia ce sunt? Nu-mi place tocul. Îmi place funda aia, dar nu-mi place tocul. Îmi place culoarea asta și e și un preț bun, ca să nu mai zic că e de moale și pufoasă. Nu cred că mai am loc de ea în bagaj. Doar să îmbrac și să las aici ăsta de pe mine. Trebuie să mă mai gândesc. Uite și Kate Spade. Hai că am găsit câteva chestii super, super drăguțe. Întâi rochea asta, cărei croială îmi place super mult, la un preț bunicel, zic eu, 42. Dacă vedeți acolo, redusă la 170. Probăm imediat. Apoi asta, de la Ted Baker, care arată foarte mișto și ea. Și măsura pare a fi bună. Numai că e un pic serioasă, acum nu știu. Să vedem cum vine. Și ea e redusă la jumătate, mai bine de jumătate, deci 125. Și piesa de rezistență, asta. Asta mi se pare genială. E o jachetă din piele, cred că e de aia artificială, cel puțin așa se simte, scurtă. Și chiar încăutam de multă vreme ceva de genul ăsta, numai că nu găseam la lungimea potrivită, pentru că eu fiind această Sharapova, după cum o știți, am proporțiile mai ciudățele decât ale unei femei înalte. Și e greu să găsesc în general ce-mi trebuie. Deci e genial asta, o cumpăr fără să clipesc. E exact ce-mi trebuie. Adică se termină, uite aici, exact în zona taliei mele. E mișto, nu mă ține, nu mă strânge, e rock and roll și așa, și imaginați-vă ce mișto o să arate asta cu o fusă de asper feminină înflorată sau cu ceva cu tiul. Genial. Nu știu ce să zic de asta, îmi place, dar aici mi se pare că ar fi putut fi un pic mai ajustată, că parcă ar fi un pic lărguță, cred că îmi trebuia o măsură mai mică. Și da, nu mi-a mai dat jos pantaloni, mă vedeți așa sexy, dar nu, e un pic cam prea serioasă. Hai să vedem pe albastră însă. Asta e super, super drăguță. Mi-ar fi plăcut doar dacă era un pic mai ajustată aici pe talie, dar poate că așa trebuie să fie ea. Nici nu dau seama foarte bine. Nu știu ce să fac cu asta. E frumoasă, dar... Două.
Oh, I'm from Thursday. Sorry, sometimes it's hard to find item tickets for items that gets missed. Thank you. Dacă am găsit niște prostii atât de drăgălașe, mi-am luat o poșetă de la Kate Spade, normal, în formă de matroșcă și arată genial. Așa ceva? Nici nu știam că au avut asta pe site vreodată. Am luat-o la jumătate de preț. E mișto rău, cu toate că e incomodă. Dar îmi place. Gata. Eu zic că am luat tot. Am lăsat doar niște pungi acolo să le arunce doamna de la curățenie. Bagajele sunt pregătite. Ne-am acomodat în oglindă. Sunt eu, Walker, ca cowboy texan. Și mergem la recepție. Am terminat cu check-out-ul, ne-am lăsat bagajele la hotel și acum mai avem vreo 2 ore de căscat gura prin oraș, plimbat, făcut chestii, așa că suntem pe aici, pe o străduță în apropierea lui, în apropierea hotelului. Ne mai uităm, ne mai pozăm, mai mergem într-un magazin, ceva, nimic planificat, e totul la liberă alegere, la întâmplare, așa doar cât să vedem un alta. Ăla este rostul despre care vă spuneam, magazinul la care vrem să intrăm. Seamănă mult cu Marshall's-ul din New York, cel pe care vi l-am arătat când am fost. E un pic de bandadă pe acolo, dar aveau chestii mișto la prețuri destul de mici. Așa că într-acolo. Multă, multă încălțăminte, gurile de încălțăminte. Mai să găsesc că... Aha, uite aici e 8-ul. Ia să vedem. Jessica Simpson, de curiozitate, 29,99. Super ok. Niște balerini ciudați. Plastic de ăla, cred că transpir de nebunește în ăla. Deci, astea roșii. Deja devin interesată. Ce mișto, sunt Tommy Hilfiger. Foarte tare. Îmi plac astea cu roșu. Și sunt ușurele, acum sunt. Preț? 27,99. Interesant. Ce mișto sunt și ăștia. Îmi plac. Trebuie să-i probez să vedem cam cum sunt. Ce circ e asta? Nu știu ce să zic de lacul ăsta așa pe ea. Aoleu, nu mai am mâini. Dar îmi place forma. E drăguță. Problema e că sunt legate cu chestia aia și nu pot să merg cu ele ca să-mi dau seama cum mă mișc. Deci trebuie să fac pași așa. Ăștia roșii n-au de aia, deci pot să mă mișc mai bine în ei. Acum nu știu dacă e idee bună că i-am încălțat cu șosete. Dar cam așa. Nu știu ce zic. Situația asta, galben, așa, aurie, asta chiar e mișto. Cât de mișto e ăsta? Cred că e mărimea mare. E foarte, foarte mare magazinul ăsta. Am urcat la etaj, iar în partea asta sunt doar haine. Și găsești toate chestiile posibile. Timp să ai. Și răbdare, că nici eu n-am răbdare să scotocesc până toate astea. Fuste leoparzi, o fustă roz drăguță, maro. Asta oranj îmi place culoarea. Nu prea e nimic apetisant, așa pe la ochii. Bine, nici eu n-am mega multă răbdare să mă uit la toate, dar... Ia uite asta. Asta pare drăguțică. Nici nu scumpă, $18 chestia asta. Nice. Bine, care chestia aia la gât, că dacă n-ar avea alea, cam degeaba. Ne-am oprit să mâncăm ceva și să bem o cafea până când plecăm înapoi spre hotel și am nimerit într-un diner de ăsta tipic american, cum sunt în filme. Știți că eu am fost într-unul și în New York, dar nu se compară cu ăsta. Deci ăsta e de la, efectiv, de la cam filme. Mă plim un pic pe aici ca să vă arăt una alta. Ia uitați-vă voi, așa ceva genial. Uite și hotelele cum sunt. Și tot arată foarte bine, ca să nu mai zic că e și mașina asta aici. Epic. Foarte tare. Vai. Și uite, au și radiouri din astea vechi. Doamne, cât de mișto. Nenicul ăsta așează pe aici. Foarte. Fosul de lângă mine cred că e o confirmare excelentă asupra faptului că 1. M-am întors acasă, 2. Sunt foarte, foarte fericită să fiu aici cu ei din nou pentru că mi-a fost extraordinar de dor de blănoșii mei. Iar de acum, gata, nu mai plec nicăieri, cel puțin nu luna asta, cel puțin nu în viitorul apropiat. Asta a fost cu plecările.
Voiam doar să mai adresez un mulțumesc pentru Samsung, pentru călătoria asta super mega frumoasă, pentru echipa frumoasă pe care am format-o acolo și să vă mulțumesc și vouă celor care v-ați uitat la vlogul meu. Cred eu că va fi unul lung, o să văd eu la editare, dar cred că va fi lung, pentru că am filmat foarte, foarte mult și tot am senzația că am ratat o mulțime de chestii. Este un oraș superb, abia aștept să-l revăd, sper să am ocazia cândva în viața asta să mă întorc, iarăși în San Francisco. Și dacă ne lasă Poirot, aici finalizăm. Vă mai spun doar un noapte bună, mulțumesc din tot sufletul, zi sau seară minunată să aveți și ne vedem, cred că joi, dacă ăsta intre duminică, așa cum l-am planificat eu, ne vedem joia viitoare.